Printre ele se regăsesc și obiecte care au aparținut unor mari personalități, cum ar fi generalul David Praporcescu sau a preotului martir turdean Ioan Popriș. A fost impresionat de munca depusă de colegii de la bibliotecă. Să știți că nu este un lucru ușor a strânge documente. Este un lucru foarte greu în ziua de astăzi. Apoi a le selecta și apoi a le plia pe tematica pe care ți-ai propus-o să o realizezi. Îi felicit pentru acest lucru. Vreau să subliniez că am avut un ajutor și din partea unor instituții ale statului, cum este Primăria Municipiului Turda și Batalionul 814 Mircea Vodă, tancuri din Turda. Mihai Vodă. Mihai Vodă. Mă scuzați, Mihai. Am să dau cuvântul coordonatorului de proiect, a proiectului expozițional, doamnei director Nicolina Halcaș de la Biblioteca Municipală Teodor Mureșanu din Turda. Vă mulțumesc! Stimați invitați, înainte de a vă prezenta cum este structurată expoziția noastră, aș vrea să vă rog să ne imaginăm pentru câteva minute cu ajutorul actorului turdean Cornel Miron de la Teatrul Laurel Imania, ce au simțit înaintașii noștri la Alba Iulia la 1 decembrie 1918, ascultând următoarele versuri. Este vorba de Imnul Unirei, scris de Ioan Băile. Da, așa aveți. Nu am înțeles, opriți sonorul de aici, de la asta. Nu mai duce. Să dau pe acel. Ajută. A, dacă vă ajută așa, nu puteți să vă știți. A, dacă vă ajută. Neam român din patru unghiuri, fruntea ți-o ridică sus, căci din somnul cel de moarte înviat ai ca Iisus. Lanțul sclavului de viacuri azi în scutură la pământ, iar dușmanii tăi ca pleava alung la cum bătuți pe vânt. Cei ce au vrut ca să-ți găpească legea ta și graiul tău au ajuns de ocara lumii sub blestemul cel mai rău. Neamul, ridică-ți glasul, cât și cerul și pământul vrea acum să te asculte, să-ți audă azi cuvântul. În cetatea de această bună, ridicată de Traian, azi se înalță a doua oară falnic vântul roman și cu ochii lui cei ageri spinte pe văzduhul mare neamului român să-i pună nou și mai larg hotar. Neam român, îndreaptă-ți ochii spre cetatea în care odată a intrat Mihai Viteazul cu viteaza lui armată. Nu vedeți voi pe ruina zidurilor învechite umbra lui, care vestește vremuri neîmplinite de-a lua în stăpânire pe vecia vecilor ce dușmanii răpiră tâlhărește prin omor? Neam român, tu și cu urechea ți-o pleacă și ascultă, căci povestea ta e lungă și durerea ta e mută. Mut ai fost tu până astăzi și de-ai vrea ca să mai taci, ar vorbi în lumea largă pietrele pe care calci. Sfingiuirile lui Horea, cum pot rămâne în uitate? Horea care întâi strigase, împărate, fă dreptate! Neam român, până acum toate ți-au fost în zadar. Și revolta cu puterea, ca și ruga la altar. Deci dușmanii te împărțiră să te poată stăpâni. Astăzi însă, într-un cuget și într-un simț ne vom uni și vom spune în lumea mare că suntem aceiași fii. Noi, români din patru unghiuri și din patru împărății. De Ion Băilă, originar din Săriștea Sibiului. Ea a fost scrisă special pentru Marea Adunare de la Alba Iulia. A fost împărțită acolo pe foi volante în 100.000 de exemplare, în mod gratuit participanților și a fost citită acolo de fratele poetului, Nicolae Băilă,
care era actor și care ulterior a ajuns directorul Teatrului German din Sibiu. Stimați invitați, după cum știți cu toții, cartea a fost și este întotdeauna în mijlocul prefacerilor și marilor evenimente ale unei societăți. Prin urmare, este firesc ca și ea să conserve o parte din memoria unei localități. Din acest motiv, această expoziție, care este dedicată sărbătoririi centenarului Marii Uniri și care este realizată prin unirea mai multor instituții și persoane, colecționați și pasionați de istorie, a pus în prim plan cartea. Așa cum ați aflat deja de la domnul Groza, alături de cărți am pus și documente de arhivă, fotografii păstrate în albumele unor familii, ale unor surdeni patrioți care au avut contribuții remarcabile la realizarea Unirii, documente de la Muzeul Unității Militare, registre de operațiune, registrul istoric al Regimentului 11, decorații, brevete. Deși am intitulat această expoziție Memoria orașului, ea este departe de a promite exhaustivitate. Ceea ce vă propunem noi aici este doar un itinerar. Este un punct de vedere asupra subiectului din multitudinea celor care sunt posibile. Este o invitație la ștergerea distanței temporale dintre lumea perioadei 1914-1918 în Turda și în comitatul Turda-Arieș, lume care a rămas doar în postaze fotografice, în cărți și în documente, iar scopul este de a ne exprima prin această expoziție recunoștința noastră. De asemenea, noi ne-am propus prin exponatele noastre să atragem atenția asupra importanței cunoașterii trecutului nostru și mai ales a păstrării datelor despre acesta, pentru că generațiile pleacă cu rândul și odată cu ele și arhivele lor, amintirile lor, care de multe ori sunt mult mai grăitoare decât rigidele informații ale istoriei. Memoriile, jurnalele, corespondențele, toate însemnările care s-au păstrat din acea perioadă sunt surse istorice valoroase și ele pot să pună la justa lor valoare oameni și fapte. Ca să cunoaștem orașul nostru cu adevărat, ca să-l cunoaștem în profunzime, este necesar să recompunem toate, să descoperim toate straturile istorice care îl compun. Pentru că istoria orașului nostru este în pământul acesta de sub picioarele noastre, în toate muchile străzilor și în tot ceea ce există. Și poveștile lui sunt spuse prin intermediul nostru, a celor care dorim să atragem atenția și să le valorificăm. De asemenea, vreau să vă mai spun că este foarte important ca istoria să fie cunoscută de toată lumea, de tot poporul, nu numai de istorici. Din acest motiv și biblioteca poate să organizeze pe baza documentelor și a cărților pe care le deținem o expoziție care să aibă și o temă istorică. Am structurat expoziția în 6 teme. 4 din aceste teme se află în această sală, iar 2 le-ați văzut deja dacă v-ați oprit asupra lor atunci când ați urcat, dacă nu, vă rugăm să vă opriți asupra lor când veți coborâ. Perioada la care se referă expoziția, v-am spus deja, este 1914-1918. Tema referitoare la primul război mondial, am intitulat-o Imaginea vie a războiului pentru întregirea țării. N-a fost casă românească din Ardeal care să nu fi dat cel puțin un luptător. Turdenii și locuitorii din comitatul Turda-Arieș, îmbrăcați în uniformă militară străină, au sângerat din dragoste pentru țara lor, dragoste care le-a dat tăria de a rezista în luptă și de a îndura suferințele. Ei au simțit aievia, durerea acestui pământ înrobit, căruia i-au dat nu oricum, ci cu bucurie, ceea ce aveau mai scurt, adică viața. Și nu pot să nu spun din nou, deși am mai spus și cu altă ocazie, ca să ilustrez modul în care gândeau cei care au plecat pe front la luptă cu bucurie, cuvintele unui învățător din județul Turda, care le scria părinților,
părinților săi într-o scrisoare în care părinții își exprimau îngrijorarea pentru faptul că putea să-și piardă viața în luptă, el le spune așa: de ce atâta grijă pentru mine? Oare nu merită această țară ca dintre cei 5 fii ai voștri unul să-și dea viața pentru ea? Această temă, imaginea vie a războiului, se bazează pe câteva documente de la unitatea militară, fotografii păstrate în familii, despre prizonieratul în Siberia, despre frontul din Italia și din Austria, amintiri din lagăr, din lagărul de la Linz, de asemenea cărți ale bibliotecii, în special jurnale, note și însemnări de război. Jurnalele de război reprezentau atât o modalitate de evadare pentru cei care se aflau pe front din viața cotidiană de acolo, un mod de a ține legătura cu cei dragi de acasă, cât și descrierea cât mai veridică a evenimentelor. Jurnalul de front a rămas o resursă istorică rară, în special cel din primul război mondial, de aceea este cu atât mai valoros, nu doar pentru că descrie în amănunt evenimentele care au fost acolo, ci pentru că din el aflăm și stările emoționale, trăirile, toate spaimele celor care au luptat. Era război, dar viața mergea înainte. Nici pentru cei care au rămas acasă, viața nu a fost ușoară. Pentru ca să cunoască cineva ororile războiului, nu a fost neapărat nevoie să fie pe front. Era suficient să fie acasă, pentru ca să vadă acolo și să audă marea durere, care părinții plângeau după copiilor, soțiile plângeau după bărbaților, copiii după părinților. Și la toate acestea se adăuga și lipsa celor necesare vieții, lipsa alimentelor de bază, în special pentru populația care era săracă. În această situație, biserica a fost cea care i-a ținut uniți. Tema pe care noi am intitulat-o Rugăciunile și ajutorul celor de acasă are ca exponate de bază circulare bisericești, care au fost expediate de consistorul arhidiecezan de la Sibiu, dar și de protopopul Turzii Iovian Mureșan. Aceste circulare erau îndemnuri pentru preoți, pentru învățători și pentru populație de a participa la colectele de război. Se adunau materiale sanitare, bani pentru văduve, pentru invalizi, pentru răniți, pentru orfani. Se recuperau metalele care puteau să fie recuperate, bisericile trebuiau să-și doneze clopotele, cu excepția celor cu valoare artistică și a celor care erau fabricate înainte de anul 1700. Se făcea economie de cereale, pentru că acestea se ajungă pe front. Se făcea economie de material de iluminat, de petrol amban, în favoarea iluminatului din tranșee. Până și copiii au contribuit la înzestrarea armatei. Am expus acolo un articol din revista Ogorul Școalei, care se intitulează Crăciunul înzestrării armatei. În 1917, înainte de Crăciun, sau după Crăciun mai precis, copiii din Comitatul Turda au donat armatei puținii bani pe care au putut să-i adune la colindat. Într-un alt articol intitulat Elevii și războiul, se vorbește despre faptul că la școală copiii erau îndemnați să adune toate metalele care puteau fi refolosite. Aceste circulare pentru România au fost și un mijloc de propagandă de război, dar ele arată și rolul pe care l-a avut preotul în comunitate. El era un model și un element de referință. El trebuia să îndemne populația la calm și sigur că s-a făcut acest lucru, la înțelegere, oamenii trebuiau să fie solidari și înțelegători și să contribuie la toate actele de caritate la care se putea. Se făceau rugăciuni pentru cei plecați pe front și slujbe speciale. Iar la începerea școlilor, în fiecare an, în școlile care nu mai aveau învățători, pentru că aceștia erau plecați la luptă, tot preoții au fost cei care i-au înlocuit la catedră și tot ei au adunat, alături de ASTRA, Asociațiunea pentru Literatura și Cultura Poporului Român, care avea și la Turda un despărțământ, datele statistice pe care le folosim și noi în prezent, despre jertfe, despre orfani, despre văduve, despre răniți, tot ceea ce era nevoie pentru păstrarea adevărului istoric.
Marele Război, așa cum a fost numit la acea epocă, a fost un eveniment major în destinul poporului român, pentru că se ducea atunci lupta pentru unitatea neamului. Din inima anonimilor, în vuietul tunurilor și al armelor, din sufletul acestora s-a revărsat poezie populară. Majoritatea erau țărani, smulși de la coarnele plugului, îmbrăcați în uniformă străină, dezrădăcinați de o stăpânire nedreaptă și aruncați în vâltoarea luptei, iar sufletul lor a fost cuprins de jale, o jale pe care nu aveau cui o spune și atunci, normal, s-a revărsat în această poezie pe care au creat-o, în care ei își exprimau atât dorul după ce îi lăsați acasă, după ce rămași acolo, cât și după camarazii lor care au căzut pe front. La această temă, din inima anonimilor, am expus poezie populară creată pe front și câteva lucrări în proză și în versuri, care au fost scrise puțin mai târziu, în perioada interbelică, dar care se referă tot la acest subiect. Strigătul "Noi vrem să ne unim cu țara", care a fost un jurământ al ardelenilor pe câmpia de la Blaj la 1848, s-a împlinit în sfârșit la 1 decembrie 1918, când toți românii s-au unit într-o singură țară. "Toți românii într-o singură țară" este titlul pe care l-am dat temei care ilustrează Marea Unire. La această temă am expus imagini ale credenționalelor de la Turda, liste ale delegațiilor turdeni la Marea Unire și îi amintesc pe Augustin Rațiu, pe dr. Valer Moldovan, pe George Mărie. De asemenea, avem câteva fotografii ale unor personalități și care au fost patrioți și care au luptat prin toate mijloacele pentru înfăptuirea Marii Unire. Vreau să vă atrag atenția la această temă asupra unei cărți scrisă de Nicolae Filipescu, ea se numește "Pentru România Mare, cuvântări din război". În această carte, pe prima pagină, autorul a extras un fragment dintr-un discurs al său, discurs în care se adresează direct regelui Ferdinand, iar esența acestui discurs este aceea că nu îi se cerea regelui nici să fie ctitor de biserici, nici un mare diplomat și nici să dea pravile înțelepte ca și strămoșii săi, trebuia să fie viteaz și să înțeleagă că este trimisul lui Dumnezeu pentru a împlini visul lui neam, adică unirea. De asemenea, vreau să vă citesc câteva cuvinte dintr-un alt discurs, tot din această carte, ca să vedeți ce forță aveau discursurile lor și cât de frumos gândeau despre Ardeal. Nicolae Filipescu nici măcar nu era ardelean, era urmașul unor boieri din țara românească. "Ce este regatul român fără Ardeal? O absurditate geografică. O fâșie de pământ întortocheată și frântă în semicerc. Aici e centrul. Aci inima românismului, aci într-un palat fermecat, zidit ca în povești, în vreuna din peșterile Carpaților, s-a adăpostit conștiința de neam. Din acești munți țâșnesc izvoarele râurilor noastre, ce cară spre sensul dunărean în undele lor, suspinurile fraților. De aci și ca și Petru Maior, ne-au trimis mărturiile obârșiei noastre la tine. De aceea au dat spre neamului, spre a trezi conștiința națională, în vremurile de uitare de sine. De aceea avem Ardealul și nimic alt. De aceea pot rezuma ce v-am spus, rostind și repetând acest singur cuvânt. Ardealul, Ardealul, Ardealul." Celelalte două teme ale expoziției se află în sala de la parter. Este vorba despre aniversarea Marii Uniri la Turda, în anii următori Unirii, dar și la distanțe mai mari în timp, la 10, 20 și 30 de ani. Aceste aniversări sunt semnalate prin articole din revistele Transilvania și Gurul Școală. Intelectualii turdeni au fost cei care s-au preocupat, prin intermediul asociațiilor cu rol cultural, pentru ca marile evenimente ale istoriei să nu fie uitate. La Turda s-a remarcat
ASTRA, Asociațiunea pentru Literatura și Cultura Poporului Român, creată, care a avut un despărțământ creat la noi cam prin 1870. Printre membrii fondatori a fost și doctorul Ioan Rațiu, iar avocatul Valer Moldovan a fost multă vreme la conducerea asociațiunii. Marea Unire a fost una dintre cele mai importante contribuții pe care le-a avut ASTRA. Există numeroase articole prin care s-a semnalat sărbătorirea la Turda, dar la fel în revista Omorul Școalei, revista Învățătorilor, care și-au pus toată viața și toată munca în slujba patriei. În această revistă, Omorul Școalei, foarte multe articole au fost dedicate și învățătorilor care au căzut pe front. Și după cum se semnalează în aceste articole, se pare că niciuna dintre breslele de cărturari din țară nu a dat atât de multe victime ca învățătorii. Ei au condus multe unități de luptă spre victorie și foarte mulți dintre ei nu s-au întors. Din păcate, aceasta a fost realitatea. Mulți dintre cei plecați pe front nu s-au mai întors. Ei au demonstrat că dragostea de patrie se măsoară în luptă, prin sacrificiul și prin determinarea de a-ți apăra țara atunci când este nevoie. Pentru toate acestea merită respectul nostru și cel mai bun mod de a-i cinsti este acela de a nu uita, astfel încât faima numelui lor să se păstreze. Tema eroii, care se află tot la parter, are ca și imagini centrale, sau lare în imaginile centrale pe Mihai Viteazu, primul unificator de țară, planșele aparțin domnului Petru Suciu. Și de asemenea l-am omagiat și pe preotul martir, Ioan Opriș, și mai sunt expuse câteva circulare care sunt semnate de protopopul Iovian Mureșan și în care se vorbește despre organizarea unei vizite a regelui la mormântul lui Mihai Viteazu și despre modul în care erau îngrijite și cum se preocupau de mormintele eroilor. Stimați invitați, a evoca în acest an al centenarului și în fiecare an la 1 decembrie evenimentele petrecute atunci și realizate prin jertfa de sânge a soldaților din primul război mondial, nu este doar un gest îndreptățit istoricește, ci este și o datorie morală a noastră și a generațiilor următoare. Trebuie să învățăm de la înaintașii noștri foarte multe și în special faptul că au avut marele ideal, au avut acel mare proiect unificator, iar în lipsa unui mare ideal, o națiune se fermentează. Și acum, cred că totuși nu i-am menționat pe cei care au contribuit, domnul Petru Suciu, care este colecționar și care a contribuit cu multe planșe despre Mihai Viteazu, preotul Grigore Marchiș, cu manualele de școală, al Ioan Opriș, domnul profesor Valentin Vișinescu, care ne-a dat multe cărți și fotografii din albume ale unor familii de Lurde, colega noastră, Daniela Deac, care are și ea câteva imagini ale unor patrioți turde. Și bineînțeles, muzeul care până la urmă ne-a completat foarte frumos tema despre Ioan Opriș și majoritatea documentelor și a cărților provin din colecțiile noastre speciale și din fondul documentar. Mai avem un mesaj din partea familiei Rațu pe care aș vrea să îl ascultați. Acest mesaj a fost transmis prin intermediul colegei mele, Daniela, și o rog să vi-l citească. Atât în calitate de colaborator la aceste frumoase expoziții, cât și ca mesager. Și am două mesaje. Unul pentru Turdeni, pentru dumneavoastră cei prezenți, din partea lui Andrei Rațiu. De fapt, Andrei Rațiu m-a rugat să transmit acest mesaj din partea familiei Rațiu și sună așa. Încheiat într-un context internațional dificil, dar pe care oamenii politici români au știut să-l folosească la maximum, unirea a fost un proces dificil,
dar s-a înfăptuit. Faptul că personalitățile politice românești ale vremii și-au adus contribuția și au promovat idealul unirii, apoi au acționat în interesul național și au înfăptuit-o, trebuie să constituie un bun exemplu pentru zilele noastre, când sărbătorirea centenarului Unirii are loc într-o țară în care oamenii sunt tot mai divizați pe ce trece. Strămoșii mei, familia Rațu, și-au adus contribuția lor de-a lungul istoriei. Amintesc aici pe Bazin Rațu, cel care a fondat prima școală românească din Transilvania, pe memorandistul dr. Ioan Rațu, care a luptat pentru drepturile românilor, și pe bunicul meu, Augustin Rațu, cel care a făcut parte din Consiliul Național Român și care a convocat Adunarea Națională de la Alba Iulia la 1 decembrie 1918. Strămoșii mei și toți cei care au făcut Unirea acum 100 de ani au visat la o Românie liberă, cu oameni egali, în drepturi, democratică, pe toate tărâmurile vieții publice, ca o desăvârșită libertate, cu o desăvârșită libertate de presă, asociere și întrunire, libera propagandă a tuturor gândurilor omenești. Fie ca idealurile lor să se împlinească, țara să cunoască liniște, pace și o dezvoltare, care să-i determine pe cei plecați la lucru în alte localități să se întoarcă acasă. Așa se ne ajută Dumnezeu. Mesajul familiei Rațu, primit din partea lui Andrei Rațu. De asemenea, mai am un mesaj către Muzeul de Istorie, doamna profesoară Violeta Nicula, care, din motive de sănătate, nu a putut fi prezentă astăzi aici, cu prilejul anului centenarului Unirii, dorește să doneze un bust al unui dac, Muzeului de Istorie, și o să vă rugăm să o contactați. M-ați invitat, biblioteca, mulțumește tuturor colaboratorilor, tuturor celor care au dorit să contribuie cu colecțiile lor, cu părți din colecțiile lor la expoziția noastră, în mod special Muzeului de Istorie, care au contribuit inclusiv cu munca fizică la aranjarea expoziției noastre, primăriei care ne-a susținut și dumneavoastră, pentru că sunteți prezenți astăzi aici. Și vreau să vă invit să, dacă aveți răbdare, să vizionăm de la început filmul pe care noi l-am făcut pentru această expoziție, care durează 10 minute, mai exact 13 minute și 30 de secunde, care se numește Tot memoria orașului și care este realizat pe baza exponatelor din această expoziție, dar și a altor cărți din bibliotecă și a câtorva imagini pe care le-am luat din, de pe internet, în special cele care sunt cu cimitirele de oameni.